Prefectul județului Maramure, Sebastian Lupuț, a fost schimbat din funcție după aproximativ un an și trei luni de mandat. Noul reprezentant al guvernului în Maramure și-a fost numit avocatul Vasile Moldovan din Sighetul Marmației. A absolvit facultatea de drept în anul 1998, apoi s-a înscris la cursurile școlii de ofițeri din cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu din Slatina. În anul 1999, după încheierea stagiatului, Vasile Moldovan a devenit avocat de definitiv în cadrul baroului Maramureș pleacă de la prefectura Maramureș și sub prefectul Gavriș Ardelean, care a fost investit în 28 octombrie anul trecut și a venit în funcție de la Dragomirești, acolo unde era secretar al primăriei. Postul său urmează să fie preluat de Alexandru Cosma. Acesta va lăsa liber postul de comisar șef al Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș. Cosma a mai fost și președinte al Consiliului Județean Maramureș în perioada 2000-2004. La final de mandat, cei care au condus județul Maramureș în ultimele luni, Sebastian Luput și Gavri Șardelean, s-au întâlnit astăzi cu comandanții și adjuncții structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Apărării Naționale. Aceștia le-au mulțumit celor prezenți pentru buna colaborare pe care au avut-o de-a lungul timpului. Comandanții ai unor structuri au declarat că de-a lungul mandatului conducerea județului a fost foarte receptivă și a acționat cu rapiditate, chiar dacă a traversat o perioadă dificilă în care au avut loc trei scrutine electorale deloc ușor de gestionat. Luput și Ardelean lasă în urmă numeroase proiecte în curs de aplicare care vor trebui preluate de noua conducere a județului și duse mai departe.